Salutare, cules de tei, cald, nu prea are cine culege, dar hai să fac un clip mic pentru două fete cucuiete, cei mai tineri abonați la canalul Lumaran, Alessia și Ileana. Și Ileana, așa, da, franțuzaicele mele, așa. Bonjour! Bun, acum filmăm. Să vedem ce se întâmplă aici. Roiurile mele vai stau lor. Prăpădite. Dar încă nu mă pun cu mâncare pe ele, pentru că se întâmplă să existe un cules destul de bun la tei. Dar hai să fac și o vizită la stupe aici. S-a dezvoltat destul de frumosel. Cropim un pic cu apa așa de să se răcorească. Am avut o ramă băgată la crescut aici, să vedem ce s-a întâmplat cu ea. Și avem miere băgată, ouă, nu știu dacă se vede pe filmare. Miere aici? Da, acolo e mierea. Și pe partea asta la fel, miere și puieț. O să jonglăm un pic cu ramele astea, mai am o ramă care ar trebui să ia și pe ea în crescut. La cum s-au mișcat treburile pentru mine, o să mut rama asta aici, pentru că o să am nevoie și de rame. Asta care e deja crescută. O să o las mai la urmă să o bag undeva cam a treia ramă. Și să mut rama asta care plină de puieț, gata de eclozat. O să fac un schimb între ele. Deja pe principiu, dacă tot am puțin stupe, acum încerc să am cât mai puține rame cu negre, să mai schimb din ele, dar la momentul ăsta e destul de complicat, pentru că nu mai am alte rame. Așa că o să fac o jonglerie mică. Asta e o ramă goală, nu e chiar răpănoasă, așa. Și o să o pun aici. Stai că am făcut o mică încurcătură. De fapt, asta trebuie să fie așa. Se pare că se dezvoltă. Cum ziceam, teiul este înflorit. Floarea soarelui am văzut deja pe câmp pe aici, la aproximativ un kilometru, niște lanuri care au început să înflorească și ele. Cumva în viitorul nu foarte îndepărtat ar trebui să-i mai pun lui ăsta o ramă la crescut. Și să vedem cum decurg problemele. Altfel, vă salut!